Mister, un derby al Moldovei, un derby pe care Botoșani îl trăiesc la intensitate maximă, la ce să ne așteptăm bine? Bună ziua, da, un nou meci important, un derby al zonei, cu atât mai important acest meci, dar, cum am spus, fiecare meci e de importanță maximă pentru noi, pentru că avem nevoie de puncte și trebuie să ajungem la ora jocului, să fim concentrați și pregătiți 100% pentru a reuși să câștigăm jocul. Ce s-a întâmplat la Sibiu? Mulți fani își pun întrebarea care e fața FC Botoșani. Ce are meciul cu CFR sau ce are meciul cu Iermașteata? A trecut meciul de la Sibiu, nu vreau să discut despre el. Am discutat după joc, imediat. Trebuie să ne concentrăm doar pentru jocul care urmează. Timpul a fost extrem de scurt între cele două jocuri și tocmai de aceea am trecut cât de repede am putut peste jocul de la Sibiu și încercăm să ne focusăm și să ne canalizăm energiile pentru jocul de vineri. Cu Edi Florescu și Gabone pe teren la Sibiu, ar fi fost altul rezultat? Nu mai vreau să discut despre jocul de la Sibiu absolut deloc. Nu știu ce ar fi fost cu cei doi pe teren sau fără ei. Sau... Am spus că fiecare jucător trebuie să profite de șansă când va avea șansă să joace, să demonstreze că vrea să joace pentru echipă. Și acest lucru rămâne valabil și în continuare. La fel ca și noi și Poliaș a avut un meci ratat, 6-0 la Cluj, un meci pe care au reușit să-l câștige. Da, practic de când am început acest retur, am acumulat 3 puncte în 2 jocuri. Eu zic că e ok, ne doream mai mult, cu siguranță, dar trebuie să fim mulțumiți cu ce am acumulat și în continuare trebuie să adunăm puncte, să ne apropiem cât mai mult de locurile de baraj, până se va termina sezonul regulat, ca apoi în play-out să avem forța și puterea să ne batem pentru a ieși și din acele locuri. Recunoaștem cu toți, Pieleu și tu la fel, crezi că vom avea parte de o replică dură din partea lor? Adică va fi război? Va fi război. E fotbal, va fi cu siguranță un joc disputat, pentru că nici ei nu sunt într-o situație extraordinară în clasament, dar, cum am spus, vreau să rămân și să rămânem focusați pe jocul nostru, pe echipa noastră, pe ce avem noi de făcut, pentru că, indiferent de adversarul care îl întâlnim, indiferent de poziția în care se află adversarul nostru, trebuie să ne gândim la noi, pentru că noi avem mare, mare nevoie de puncte și trebuie să avem atitudinea și mentalitatea necesară pentru a câștiga jocul. Îi pregătești o surpriză? Nu, în ziua de azi nu mai sunt surprize. Toți antrenorii analizează jocurile adversarilor, știu foarte bine ce fac adversarii în timpul jocurilor, e greu de făcut surprize și în situația noastră și la lotul care îl avem în momentul de față, nu putem avea surprize pentru că cunoaște foarte bine lotul de jucători, știe foarte bine ce pot jucătorii, așa că nu. Noi trebuie să ne facem și să avem atitudinea corectă. Asta e cel mai important lucru pentru echipa noastră. Nou venitul va avea drept de joc? Ce? Atacantul. Nou. E greu de spus. Aici e extracomunitar, cu actele, durează, permisul de muncă. Cred că șansele sunt destul de mici ca să fie, pentru că jucăm vineri, e foarte scurt timpul. Capro poate fi recuperat până la meciurile? E aceeași întrebare, e partea medicală, nu s-a antrenat, șansele la fel sunt minime. Mai aveți în vedere și atât antrenor din perioada de la puțin jucător măcar sau? Cu siguranță mai avem nevoie, pentru că avem nevoie atât numeric cât și valoric. În situația în care suntem, avem nevoie de jucători, de jucători cu experiență, de jucători cu valoare, de jucători pe faza ofensivă care să ne facă diferența, să marcheze goluri, așa că suntem în continuare în căutări și sper să mai facem 2-3 achiziții până se termină perioada de transfer. Mulțumesc și mult. Doamne. Edi, ai trebuit de pierderi cu Iașu. Cum va fi acesta? Bună ziua. Da, o să fie un meci dificil, cum de altfel au fost toate derbyurile acestea. Și sperăm să avem câștig de cauză.
În ultimul timp am fost clienții noștri. Mă refer la ultimele 9 directe, 8 victorii noi și o remiză. Ce anumitor. Da, într-adevăr, sperăm să ținem acest șir de victorii și să vină și a 10-a. Tu, cum ești? Te-a spus din ritm această absență la Sibiu sau? Nu. Sunt bine, încerc să-mi fac treaba să ajut cât mai mult echipa și sper să o țin pe aceeași linie. Te gândești la gol? Mă gândesc la victorie, nu la gol. Nu contează cine marchează, nu este important asta, importante sunt cele 3 puncte. Sau mai bine spus, te gândești la titlul de golghete la Legintei? Nu, nici la asta, mă gândesc să salvăm echipa. De la fan ce așteptări ai, având de că e derbiul ăsta, rivalitatea asta? Să vină număr cât mai mare, cum au venit și la meciul de acasă cu CFR Cluj, pentru că ne-au ajutat și ne-au împins de la spate până în ultimul minut și îi așteptăm tot așa număr mare. Mulțumim și mult! Mulțumim și